ziua, prieteni. Asta e. Prieteni, noi am ajuns de la mare și am venit cu tata la cumpărături și să dăm comandă la tortul de ziua lui Leonardo mâine. Mâine este ziua lui Leonardo DiCaprio. Și am venit să mâncăm o prăjitură, le-a spus bunicii. De ce nu mai se lăsă și mie la mare? Nu mai arăta și mie scurci. Păi da, ți-am adus scurci, dar sunt de acasă, nu ți-am dat încă. Ți-am adus. De ce nu mă lăsă și mie la mare? De păi dacă stai că tu și cu maică ta n-au venit, noi nu putem să te iau fără ei. Păi, eu vreau să merg cu fără ei. Fără ei? Cu mine? Da. N-am știut. Ai Leonardo? Uite, mâine este ziua ta, mamă și față ai, ai fost așa și? Alex acasă doarmă. Am băut o bere. Le ducă cu Vana la carte ziua ta. Ca la ziua ta de la și iau și o prăjitură. Ce să zici? Lumina. Leonardo nu spune nimica. E obosit, tata, uite. Ce-l dă de băut pentru că am venit să-i cumpăr tot. De la mare. Dau și eu ceva de masă acum. Dă și eu ceva, o masă acolo. O masă, pomii de tort. Ia, doamnă. Doamnă, noi vrem... Doamnă, noi vrem unul cu poză. Bă, n-ai poza în față. Băi, Leonardo, îți place ăsta? Pe care ți-l iau? Nu, o facem unul pe comandă cu poză. El vrea unul cu salvamar, auzi. Da. Auzi că vreau cu poză, cu salvamar, auzi. Vrea să wow. Facă salvamar acum. Devine salvamar. Da. Va da în lumea asta. De care spuneți? Pe ăla, alb. Îți place? Da. Vreau cu salvamar, cu poză. Acum nu mai e armatiț, polițist, nu mai e. Nu mai e? Salvamar? Da. Bacă. Și eu, și sunt mascat. Ce-a fi mascat? Alo, stai la masă. Ce corifei ești, mă rog. Nu mai bătă de ca. Mâine, Lumina. Mâine de ziua lui Leonardo, face plată. Ce ai te faci la frie de vacă? De vacă, o facem mâine de vacă la ziua ta. E bine, Anca? Mâine. Bă, eu am zis, o facem lată și tu ai zis de vacă. N-auzi, tata. Aaa, sunt vacă. Vacă. Auzi. Mâine facem ceva așa, în familie, un grătar și un tort. Da. Pentru că cadoul lui Leonardo a fost la mare, gata. Normal, eu îi fac cadou tortul. Bine, gata, așa, dacă bunicul face cadou tortul. Tortul. Îți mai au o plăcintă? Am luat plăcintă. Cocoșul este un bune. Nu, că eu am luat de acolo. Am luat pentru alea și drumul acasă. Atunci mai filmăm ce mai facem azi. Oprește aici, ne oprim. Și revenim cu... La cofetării, cealaltă, la tot. Revenim cu altceva să vedem ce mai facem azi. Hai. Salutare, salutare, prieteni! Salutăm de la distanță! Fimera e pe pod? Gata, filmăm, stăm. Prieteni, e fimera pe pod și teamorul la... Gata, Mocules David, vorbim și noi acum limba engleză, nu ți vine asta. Bine, e sus acolo, filmăm cu dronă, nu pe tavan. N-ai mai învățat că e cu dronă acolo. Ne-am cumpărat dronă. Ce să facem? Uite, stăm și ne gândim eu cu Câmpeana. Câmpeana, zici și tu ceva la prietenii noștri. Ce facem? Ce să le povestesc la prieteni? Am văzut astăzi cu pui de mi-a crescut insulinia. Da. Când am văzut, să vă explic eu ce am pățit azi dimineață cu Câmpeana. Eu dormeam la ora 7 dimineața.
Doar vine și mă trezește. Că a auzit pui afară. Nu știu cum au ieșit din coteț. S-au dus la plimbare și i-a luat câinele. Ea a fugărit câinele pe toți puii, prin toată curtea, prin vie, peste tot. Se duce când pe n-am mai văzut decât doi pui în tot coteț, care avem 40-50 de pui. Când a văzut când pe n-am doar doi, i-a leșinat. I-a fost rău, a venit pe altă lume la mine, unde-s pui, unde-s pui? Pui, da. Și a venit plângând la mine, câmpeana, unde spui, unde spui. Am ieșit afară, valat pe altă lume, mă caut pui prin toată cu. Dacă am văzut cum fugea câinele pe lângură și eu, am făcut ce înseamnă. I-a venit rău, nu mai avea un fel de pastile, m-am dus la farmacie, am luat pastilele, că le terminase de aseară. Ce să zic? Unde spui? După aceea i-am găsit. Câte unul, câte doi bani prin vie veneau, băi, dar eu i-am căutat, dar eu nu știu, așa cred că s-au pitit de bine, de frica câinelui. Cred că le-a legat câinele. Da, de frica câinelui, așa de bine s-au pitit prin vie, care eu i-am căutat și strigam și nimic. Dar fie bine, eu. Și toată ziua, până acum, două ore în urmă, au venit câte doi, câte doi și bine, într-adevăr, trei s-au dus. Ai spus că sunt toți aceia, nu? Nu, ți-am mai zis. Nu i-am mai zis ei că, na, ea s-a consumat foarte tare. Păi dacă a lăsat Davidul și poarta deschisă și a intrat câinele. Da, câinele al nostru e un câine de stradă vagabond, care a intrat, nu știu cum, a lăsat poarta deschisă și a intrat și a stat toată noaptea la noi câinele. El se duce toată ziua la Madalina, la vecinul. În fine, ce să mai zic, asta e problema soarta puilor, că îmi pare rău că, uite, s-au dus trei pui și nu mi-e de trei pui, dar nu mai eu știu cum i-am crescut și cât țin la ei, că nu știu, puii ăștia eu cred că nu pot, nu reușesc să pot să mănânc din ei. Păi cum se le trebuie? Păi mi-e așa, nu pot. Puii ăștia sunt ai lui David și ai lui Leonardo, care se joacă cu ei. Nu pot să pun mâna să-i tăiem sau să facem să-i mâncăm. Păi și de ce te-ai supărat că ai zis că mi-a venit rău? Păi tu dacă vedeai cum a alergat câinele cu pui în gură și când am văzut, nu mi-a putut, mi-a venit rău. Vezi? Dar Lumina și ce-a spus? Păi puii mei mai sunt acolo. Zic bine că eu te-i iau bine. Evidiță-i fratele lui Mădălin, dragi prieteni, vecinul. Asta e ce să zic. Ui, ăștia, cum pot să fac să, nu știu, cum putem cumpăra? Eu nu știu, nu putem să-i tăiem. Păi ce să-i tăi, că sunt mici? Nu, cumpăra, noi e mai mare, nu, nicio șansă. Lasă-le acolo să joacă cu pare rău. Pui ăștia așa o să stea. Nu te arată la prieteni, cât mai sunt. Ce să mai... Nu știu. Păi de nici afară nu putem sta. La noi aici asta aia e o nebunie cu muștele astea. Nu știu, cred că toată lumea, peste tot, în tot orașul, nu știu ce se întâmplă. Muștele astea de unde vin, nu poți să stai două minute. E, invazia asta e nebunie. Mixul ăștia sunt din aruncat? Da. Uite ce e aici. Hai afară să vedem. Ia uite. Uite cum stau prin aer muștele. Deci pe bune închide ușa. Câmpeană închide ușa. Uite. Uite mai sunt, uite. Păi dacă guvernul nu dă cu vale copilul, nu mai să stropească. Uite pui. Uite cât mai sunt. Cred că lipsă mai mult, nici nu i-am numărat, fie dă-mi. Ai spus că nu sunt. Nici nu i-am numărat, cred că tu e atât. Ia pune, cum e. Cred că vreo 15-16, cât stai mă cu mine. Ia. Asta e.
mai să bem o cafeluță, acum noaptea târziu. Deci așa, de vreo două nori nu mai pot să dorm. Hai să bem o cafea. Hai. Dar tu m-a dus numai 5 făișori la cafea. Dar în oraș nu spui să mă iei la cafea. Unde? În oraș nu spui, hai când pe să bem o cafea. Tu nu mă aduci aici să mă pui la masă, să stăm un făișor. În altă parte nu mai știi să mergem. Hai, ce ai când la cafea. Am crezut că aș prieteni că mă scoate și el în oraș la cafea. Dar tot aceea mă aduce în făișor. Da. Lasă că uite, nu mai beau, să beau un pahar de cafea. Aha. Of, foarte cald, lastre haia. În altă parte, dragi prieteni, nu e cald. Aia nu e eu, dar nu știu. Nu pot să stai, uite, acum pe răcoare afară, uite, din cauza muștelor. Astăzi chiar n-am azi mâncat nimic de căldură. Nici nu am făcut nimic. Am făcut o ciorbiță. Am făcut o farfurie de ciorbă la mamă. N-am mâncat. Am făcut o supă așa, dar nu nici n-am mâncat. Am fost la lumina. Eu nici n-am ajuns la lumina. Ce am lumea a fost din cauza. Am fost la Leonardo, la Alex, am fost pe la ei. Dar nici ei n-a venit la mine. Păi nici ei, că au venit obosiți de la mare, acum stau. O să mă duc și pe la ei. V-am mai postat și eu, prieteni, am mai făcut și eu un vlog, n-am mai filmat de vreo 2-3 zile de când am făcut ultimul vlog cu frățiorii mei la grătar. Parcă eriați în gară. Păi pe ploaie era mișto. Acum vedem ce facem în zilele următoare, că acum încep să filmez în fiecare zi câte două filmulețe, până acum n-am filmat. Pentru că am avut ceva treabă. De-aia nici n-am fost la mare cu lumina, că altfel eram primul. Iar vezi de mare, iar vezi să mă supe. Nu, vreau să zic, o să spun, dar nu pot să zic aici. Am avut niște probleme care trebuia să le rezolv eu personal. Și acum sunt liniștit, adică pot să mă duc oriunde, dar numai dacă vrea câmpiana la mare. Nu mai vreau. Dacă numai fără lumina, am vrut să merg și eu cu lumina. Da, dacă lumina s-a dus fără noi, acum nu mai are niciun rost. Ia până. Deci mâine este ziua lui Leonardo. Am fost cu el astăzi în oraș la prăjituri. Am fost cu lumina, am comandat un tort, eu cadou, lui Leonardo. Și am fost cu Alex, cu Leonardo și cu David și cu mama, la prăjituri, am băut un suc. Bine că ai dus-o pe mămică. Ți-am adus și ție plăcintă, pateuri. Bine, mi-ai dus pateuri. Ai dus-o pe mămică, ai scos-o la prăjituri. Păi nu, mâine mergem la ziua lui Leonardo, este ziua lui și acolo facem cheful, paranghelia mare. Da. Fără patroana, parcă nu... Păi ce să facem? Trebuie să facem și ziua lui Leonardo. Și după aia vine a mea ziua, după aia vine a ta, după aia vine ziua lui Câmpeana. Când e pe? Luna, ce vine? Pe 16. Pe 16 acum. Și a mea în august. La mine, prieteni, vă mulțumim că ne urmăriți. Vă rugăm frumos să vă abonați la canalul meu de YouTube. Nu mai spun al de Facebook, că deja îl știți. Ne auzim în fiecare zi. Dacă spui tu pe altul, facem câte un vlog frumos pentru voi. Vă pupăm, o seară faină!